Am ajuns și la lacul Sărat. El se mai cheamă și Aurul Negru, după cum vedeți, ne-am făcut o ședință de nămol. Este foarte benefic pentru romatism, boli de piele, dureri de articulații. Noi venim de fiecare dată vara aici, venim de câteva ori pe vară undeva, adică vreo 10 ședințe așa, stăm foarte mult în apă pentru că apa este foarte sărată. Și este luni și deja sunt ceva oameni, după cum vedeți. Da, este un lac mirific. Lacul are și o mică istorie. Se spune că în vechime acest lac a fost descoperit de Vlad Țepeș atunci când el se lupta cu turcii și ca pedeapsă el a dorit să-i țină pe toți în lacul acesta. Turcii erau răniți, erau bolnavi, fiind și perioada de iarnă, și a ținut vreo 3 zile cu căruțe, cu copii în acest lac, iar pe margini oastea lui Vlad Țepeș îi păzea. Practic, el a crezut că îi chinuie, dar după 3 zile au văzut că turcii încep să-și revină și să se vindece. Și atunci și-a dat seama Vlad Țepeș că lacul acesta este un lac făcător de minuni. Și ce credeți că s-a întâmplat? Vlad Țepeș, după ce a scos turcii și a băgat oamenii lui care erau răniți, cai de asemenea, animalelor care erau bolnave, și ele s-au vindecat. Nu vreau să vă mint, eu personal am simțit pe pielea mea, am avut anul trecut romatism și nu, tot timpul mă durea și am venit aici, am făcut vreo 8 ședințe și am văzut că mă simt foarte bine și de atunci vin regulat vara, fac tot posibilul să ajung aici și într-adevăr mă simt mult mai bine. Da, de aceea și-a căpătat și numele de Aur Negru, pentru că pământul, nămolul, are particule galbene și albe în el. Foarte plăcut, foarte frumos, pe partea aceea acolo unde vedeți este cuplată, iar pe partea aceasta nu este cuplată, așa că noi când venim ne place mai mult să stăm aici, nici nu plătesc, deci sunt la fel de ok. Noi am fost și pe partea cealaltă cuplată, dar nu cred că rentează, acum fiecare cum îi place. Da, cam asta a fost de aici, de la lacul Sărat, supranumit și lacul de Aur Negru.